Domnul toate, dar deși nu are iarbă, dă lapte, mai dă? Mai dau? Este normal? Sau dacă era iarbă, nu era așa? Când iarbă le scade, că în momentul să le scade. Ce faci, ai duc? Mă, cine te-a supărat? Cine te-a supărat? Zic așa, nu zici nimic, avii... Măi, omule, am văzut niște crăpături acolo în pământ, salut! Să trăiți! Am văzut niște crăpături în pământ acolo, zi, bă, gata! Cu că ești că e lovit din spate. Ce am zis că e lovit, dar mâncă, bă, dă să mânce. Relu Barosanu, domnul Didi. Dar ai văzut cum umblă așa în mandoit în două? Mere rău așa zic. Da, l-a lovit cineva? Albert, bătut. Cât să doamne mult. Ia, pe ăla e bădurea și sarge. Eu voi arăta adun telefonul. Didi, vezi că este în spate ceva rece. Hai să luăm ceva rece. Serviți ceva rece, un suc, o apă? Deja ești lenit, s-o scumpit. Îl mai dau? Păi dar cum să nu dau? Mi-e tătul la tătălul la telefon. Vezi că ți-am băgat cartela eu și ți-am băgat și numele. Aici am eu lăsul la tătălul. Se trică relul, dacă vrei, uite aici, este ceva. Nea Didi. Stai, mă, chic, mă, ia-l de acolo. Ia de aici ceva. Păi dar îl luăm, dar nu le pune la soare. Vii cu două ori, nu faci praf când vine bătrânul. Nu mai mă duc de aici. Băi, nu te mai duci, stai. Da, e mica de lucru. Tot aici ne stau frumos. Pătru, bei! Nu trebuie. Îi bate-o, doamne, care și nu e. Mai poate glume o bunzoagea. Ce ai pătirii? Ce este? Așa se bate mereu berbeci Petru. Punem în Adida. Cu cărnatul ce primește când îi sun? Da? Cred că da, de ce vreți să faceți? Dacă trebuie să-l tăiem, să-l duce la cărnat. Aoleu! Salam faceți, a? Salam! Dar nu-și mai face treaba. Nu-și mai face treaba. În caz de trebuie să-l tăiem, dacă cumva e rup ceva el și vrea să mă ură. Asta nu-și facă treabă. Nu-i neapărat gemurit, că de la gemurit nu moare, că de la dă mâncă și o băut apă, dar se uscă pe pticioare. Bă, mai sunt oameni, dacă e slab, nu dă ce trebuie sau ce? Dacă ești lovit la costă, ți-e ruptă pe costă, poți face treabă ca și altul? Nu mă, nu, dar ați drevi, nu? Cu Muri trebuie vorbit, că el a avut numărul de acolo. Asta e să aibă Alina. Nu știu ce suna cam. Nu, Alina are pe cineva mai frumos. Tot acolo a fost un măstru, la Muri. Tot acolo? Dar omul ăla numai cu asta se ocupă, cu produse din vânat, din... Alinu, te-ai avut un berbec, o aie și un porc. Și un porc? Ăsta George lui da numărul, mă, George a fost prinată aici, e de la fix. Dar să știți că e și bun. Vă aduc să vedeți când mai vin? Să vedeți ce face? Dar să știți că el are rețeta și cu porc, nu are fără porc.
ale, numai cu porci. Ce? Bă, omul, iară ți-ai adus aminte de purcele tale în tinerețe. E, a? Nea Didi. Dar cum ai zis cu sacul? Numai dădeai drumul la sac prin zăpadă? Băgam un sac de ăsta, cum era geiute, cum se zicea, și băgam un sac de nylon. Tipo, era parul la și aici, așa ăsta la cum era. Mergeam drumul. Și dumitare mergeai după aia să încasezi, nu? Corect. Dar cred că s-a mulțumit cu Ginarsu, cred că trebuie așa și eu. Dar omule, chiar doar cu Ginarsu sau făceai și alte... Pe vremea nu beam. Iau mă, mai târziu m-am apucat de fumat și de băut. Bă, dar nu știu cum să face, că toată lumea zice așa, că mai târziu m-am apucat. Omule, ți-a plăcut de mic, recunoaște. Nu, omule, n-am până la 26 de ani, n-am băgat țigară în gură și n-am... Bă, că bai, bă, câte o par de jin, așa nimic, sau o bere, sau... Nea Didi. Dar nu așa cum beau amul. Mai povesteam cu tata, știi ce-o zis? Că el s-a apucat de băut, nu glumez, la 36 de ani și a murit de ciroză la ficat. Nu. Eu n-am nici pe dracu. Să țină de apă, nu? Aia nu e apărat din băutură, că este și baună care merg pe ea. Posibil, dar el o mers la un control și eu a spus, nu mai bea deloc. El a fost. Tata a băut, mă, omule, a fost sportiv de performanță, nu? E doctorița de la mică. Nu ți-e dor de Neagicu? Cum? Nu ți-e dor de Neagicu? Ce ăla și geoti nu mi-e dorvești. De Adi? Nu, care-s gozari și părăsesc goile și se ducă ea nu mi-e dor de ei. Nu. M-a făcut și Adi, le-a lăsat în staur și s-o lași, s-o dus ca un câine. Că să fie dor de el. Dar trebuie să spuie, bă, omule, nu mai stau și salut. Și asta e adevărat. Poți să zici. Mai au cu ce să se satura, domnul Didi. Cum? Mai au cu ce să se sature. Așa, așa, așa. Am un... Da, de-o strânge românii ăștia paile alea, că păi mai scăpăm niște, păi niște miriștii, măi. Da, scape miriște, dar pe tot, într-o zi, două, e gata. Nu, no, bine, bugă, dacă nu plouă, domnul Toader, este aici lipsă de ceva, cum ziceți, am fost la băiatul ăla, era la oile satului, știți? Mamă ce... Da, mamă ce rânduială avea omul acolo făcut. Am văzut. Mai rar așa ceva. Am văzut pe Facebook. La copilul ca locus. Așa ceva mai rar? Avea cindeau, mă, pe scopul. Măi, oameni buni, credeți-mă că avea oglindă și paharele și ceștile îmblăcate în hârtie și stanion. Strunga cu pot cu tot. Ăla nu mută strunga cam. Nu. E stabil acolo tot tăvară. Dar ce, pot ora te lasă să fii stabil? Te face să fii stabil? Da. Păi într-una a făcut. Da, într-una a făcut. A acoperit și dacă plouă nu are nicio treabă la cu ploaia cu... Păi cred că avea 3 metri, mă, în față așa scos, știi? Știi ce-o zici? Că, bă, m-aș duce undeva? Nu se duce ăla de acolo. Se duce, o să vedeți că se duce. O zis că o vorbi și se duce. Ia? Da. O zis că în primăvară se duce. Să-și termine ce are promis la oameni și se duce. Avea faine, măi, de crizuri. E ciuban bun. Dar era acolo domnul Toader pe o pășune ca dumneavoastră trei stâni. A zis că numai din tot ce se vedea acolo, numai 30 de hectare era ale lui. Pentru 202. Nu prea ți ajunge, nu? 200 îți ajunge, 30 de hectare suficient. Ți ajung? Și tot ce ai, 30 de hectare. Acolo unde are Alin? 36. Unde are Alin? Și are 402. Au zis că mai era, am văzut și am văzut să mai merg, mai era o stână la Omușorul sau ceva în genul ăsta, tot așa cunoscută prin zonă. Depinde cât e de târlită pășunea și de bună.
Păi dacă dumneavoastră n-a stălit pășunea asta, domnul Toader, dar numai la toamnă, nu? La anul scoateți foloasele, cum da. Să spune, nu? A lui, dacă e stabilă strunga, cât o poate trebui? O zis că ia gunoiul și-l aruncă, nu-mi prăștie. Poate să fie o strategie asta? Îl aruncă când e vrea nehâdă. O, domnul Toate, dacă mergeați acolo, nu avea jos căcăreze, cum se zice. Ai mătru, și-l strânge și-l duce. Duce aia și-o curge pe pășunie să le ducă noaptele cu ce în altă parte, vie dimineața la muls. Așa era. Nu, zic eu, și târlești. Lasă strunga pe bine lângă drum și duce noaptea cu câte în Dom Bravo, în altă parte. Acum n-am de unde să știu că nu fac așa. Dimineața le pornești, te duc la strung. Pornești la 4 și mânc oile pe la strung, mă ce-ați dau. Domnul Toader avea 4 sau 5 pălării, de-astea cu mai tu, 6, cu numele lui, cu Petrescu, serios. Avea cojoc, avea brâu de ăla, și că a dat 700 de euro pe cojoc. Îi plăcea lui să fie tradițional. Nu e brâu de 700 de euro. Nu brâu, cojoc. Cojocul e scump, domnul Didi. Clopurile ni le puteam suca pe prepe. Ia măi, ei brunete. Serios? Ei. Când erați la drum? Ia. Nu, dar chiar pe clop dormeați? Păi cum? Da, acum eu am 40 de ani, domnul Toată. Eu trebuie să dorm 6 ore, 7 ore pe noapte. Și cum nimeresc? Dormeați vă dată 5 ore într-una sau 6 ore? Dormea. Când? Avea vreme. N-ai mă când să dormi, și în frig. Nu vă era frig deloc? A, nu. Hei, uite, băi, nici pule. Ce obișnuie. Hei, pleacă ei, hai că nu mă ascund. Când era cel mai frig? Când era cel mai frig? Când meream câte două, trei zile acasă. Când meream înapoi. De ce? Eram bufur. Vă obișnuiați acasă la căldură? Păi mama ei. Nu m-am mai filmat, domnule, că de câte ori mă filmați cu berea mână, mă filmați. Mă, omule, decât să te ascunzi. Mai bine bei pe față, de ce să te ascunzi? Hai de dat explicații, știți cum o zici cineva? Păi da... Dacă la vârsta dumneavoastră trebuie să dați explicații la cineva, e grav. Las-o încolo acum. Păi copcila aia mică, ce tati, ce-a văzut pe filmă, dar tău mereu ești cu berea mână. Păi dacă, omule, dacă știi că te filmezi când vine, aruncă, dă-o încolo, nu mai lua de jos de acolo. Zi la copilă, domnul ăla îmi dă o bere să-l lăsă. Dacă este tot așa secetă, mulgeți tot până la târgurile Chinței? Da. Până când dau geacile lapte. Și la 1 octombrie, 15 octombrie, când dau lapte. Domnul Toate, știți cât lapte domnul Ioan? 8 litri, mă. 8 litri de lapte dimineața. Care și, eu? Care l-am filmat. Ala din Oglins? Da. 8 litri de lapte și avea 20 și ceva de la vaci. Și făcea brânză. Păi mă, cât ceva și-au avut? 20 de litri de la vaci. Atâta avea. Păi cât ceva și-au avut? Două vaci. Deci pentru 8 litri se chinea, că au spus că el combinat făcea, nu știu, 3 litri, 3 kg, 4 kg de brânză, cât ieșea 2 kg și ceva. Pentru 8 litri, când eu mă scopit. Da, mă, este în filmare, se vede clar, filmarea aia, când zice, cu 8 litri. Am intrat pe YouTube, nu atât că am văzut pe Facebook. Filmare scurtă. Este filmarea cu el când zice, chiar cu mulsul este. Știa, mă. E cu trosul lor. Dar omul a făcut un calcul, una cu alta lui convine. Nu știu, e așa că iese cu 200 de lei, cum făcea el de la brânză, știți? Uite, oaia neagră lui Petric. Mai ele cu oaia neagră. Și aia lui Petrica, da.
Avem de 20 de vaci sau 20 de litri de la vaci? 20 de la 2 vaci. Acum poate mai mult, nu știu să vă zic. Dar acolo iasă 3 kg, făcea caș de 5 kg. Un caș de 5 kg, 40 de lei, 5... omul scotea bănuții, nu? Ia. Nu e rău, domnul Toadă, cine face bănuții? Trebuie să faci, nu? E loc, trebuie să faci bani de ține. Păi ăsta e adevărul, ce? E cât de loc. Ia, veni ea. Și la ușă, samant, acolo. Ia, mai bagă-te mai aproape, acolo. Hai, da, hai. Poate, poate că. Dar e adevărat asta, domnul Toate, că dacă lași oaia nemulsă un pic, a doua zi ți-l pierde, nu ți-l mai dă. Picul ăla care lași, nu știu, 2 grame, 5 grame, 7 grame. Îl dă 2-3 zi, nu e adevărat. Deci dacă le mulgi rău, le stârpesc. Da. Hai te strage, până ce merg. A doua zi îți dă mai bine, când alegi. A treia zi nu-ți mai dă deloc. Avea cheag, avea cheag, domnul, numai natural, mă. Dar era diferită brânza ca la noi, nu o rupea așa de mult ca domnul Toadă. De rând dată rupea un pic și gata. Am video. În 15 secunde o rup tot toată, un pic și gata, o punea la stors. Am fost și am filmat în Munții Rodnei, unde ați văzut domnul Toate. Și știți cu cine am dat? M-am pus frumos pe scaun acolo jos, deodată am băut jântiță. Și-o zis, că eu am, de unde ești din Covinești? Și că eu am o fată acolo, pe Nicoleta Deac. Socrul lui Viorel a filmat, mă. Serios, la Lazar am fost, dar n-am știut. Dar n-am știut că la el am fost. Că eu m-am dus prima oară, eu de unde să-l cunosc? Că eu am o fată în Corvinești, Deac. Da, da, el. Era cu doi feciori acolo, a lui. Nepoți, feciori? Da. Nepoți erau? Are și feciori, nu știu să nu am. Pe Marius, nu? Nu știa în care mă faci. Stia, mă! Hei, de așa, domnul Didi, fără bere în mână, nu? A, iar, a... Acolo vreau să nu mă mai vad. Da, dar pe și dacă lăsai în sticlă, se încălzea, nu era bine. Corect. Dacă... Domnul Didi, berea și socră-i bună, răș. Hei, corect. Hei, dar păi socra mea o furtună dulce, nu? Mă, nu vorbi că te filmez, mă. Da, păi nu puteam. Deci, așa, domnul Toader, berea și cu socră e bună, rece? Yeah. Ai o poveste, mai gege de mult. Ma, Didi, eu fost dragă soacra, mă, mamă. Ai, mă. Nu, fost. Ai stat în casă cu doamna, cu soacra? Nu, niciodată. Pe atâta mai trebuia. Că vinea singur, nu știu ce. Atâta mai trebuia, să mai stai și cu soacra în casă. De la soacru s-a dat un cacarul de paie. Ce-au cu tine, domnul Didi? Cred că l-am mâncat de la Ana. O să zic că ce vreau, că nu mă scupă. Îți place așa să-ți aduci aminte de... O fost vremuri pe vremea aia, nu? Și mai... Te descurcai. Dar cu ăsta, cu Cali, cu Adi, nu ați mai vorbit deloc? Deloc. Tamango s-a dus astăzi acasă, în concediu. S-a schimbat numărul de telefon, are? Nu am încercat să -l... Același număr are. Același număr are, vă spun sigur. Ți-ai găsit muzica între ăsta, Petrică? Cânt eu, către un fere de gimnaz înainte. Păi ca ce să cânt? Fere de gimnaz, să dăm două fioaua sau nu? Gata. Dar ce, ai de-astea de cântăreț? N-am apucat tu de-astea cântăreț. Ai? Câtă fai, mă, numai nu se bagă așa, mă. Păi azi, bă, o boxă cu microfon, mă, și seara când ai ce face, să te auzim din sat. Ia, și oile ce va pierde? Păi la 12 noaptea? Ca Gheorghe, la 12 noaptea? Eu, că câtă fai,
Cricășosul. Dar l-a chemat la Radu, pădurară din Moruț, să facă formație. Că... Gheorghe? Radu, mă, din Moruț, pădurară. Da, zic, l-a chemat pe Gheorghe? Pe Gheorghe, pe Petra, pe Gheorghe. Aoleu, măi, omule, așa bine cânti, bă, ia să ne cânti într-o seară, mă. N-am chipă, mă. No, dar știu ce trebuie să bagi. Niște motorină el, ca pe măi, atunci, omule, eu i-aș aduce o țuică, că am fost la nuntă și am primit, dar mie că-ți dă și dumitare și cum ești cu inima să nu păstrești ceva, să te am pe conștiință. Ce ai, mă, că nu pățăriști pe dracu? Măi, omule, auzi, multă lume mi-a spus așa, până au făcut poc. Da, pe doar de ăștia nu mă ascundem băutura, de Oti ascundem și de Gico. Ei doi? De Oti nu puteam ascunde, că aduceau copiii, aduceau bere și ce-i trebuie din sat. Mă le dădea telefon. Ia, mă, e rău, bă, copil tânăr, câți ani avea? 25 de ani. 25? Au zis că va și Dili de vină, că el, mă, hai, mă, mai bem un parc, eu aș bea un parc și mă duc. Măi, omule, eu am fost când am făcut tamango, figur de-o plecat. O scos Petrică, e aici martor coniacul, că i l-a cerut și l-a dat, nu trebuia să-i dee. După aia să ne batem cu el pe acolo. M-a sunat atunci a murit, mai duci ceva, ce să le duc, măi, omule, că n-am dus nimic, de unde să le duc eu? Acum ai plecat în concediu, a zis. La voi nu iasă concediu. Stă muri la voi. Nu știu, nu știu. Ce spuneți, domnul Didi? La voi nu iasă concediu. Eu te înțeleg că nu este, da? Muri de concediu, bă, că și-o ia în cap și-o face pe șo. Mai bine lași pe om să se ducă decât să te trezești cu oile lăsate pe hotar. Când faci și pe șeful, zice, muri, în aia duce tu să te dau acasă. Mă, dar nu arată rău, mă, la 62 de ani, mă. Și bine arată. Deci chiar nu arată rău la 62 de ani, omul ăla. Și barbare. Cu cât este mai mare, domnul Toate, ca dumneavoastră? Vă 2 ani și șeful. Ai 5-8, mă, mă. Ai pune. 5-9. 57. Păi am făcut copii la 50 de ani. Ești mai tânăr ca Relu, mă, Didi. Mai. Mai bătrân ca Relu, nu mai tânăr. Mă, Relu are 48, ai 57. El e deodată cu Ana. Mă, Relu, tu ești deodată cu Dani, cu Ile, nu? Yeah. Relu. Și la ușă. Mai mare, nu e mai mare Ile ca el. Din 77 sau din 78? Din cât ești? 76. Dani, 77 Dani. El arată de 60 de ani, 65. Merg, mă, omule, că chiar arată bine Relu. Ile, mă. Ile, da, dar el arată extraordinar, la modul serios. Da, 34, da. Chiar arată, ei, bine, mă, slăbus, frumos. Ei, la ușă, oare. Nea Didi, cum ai dat tu pe aici un sac la vale să nimerească într-o poartă? Dar nu, pe jumătate, că-i dau drumul de acolo din dublă. Nu mai sunt vremuri de ele. Așa. De acolo, de pe dâmbă și vine drept în poartă strungă. M-a strungă nimeni. Apoi palul Petra și palul Relu putea intra, pa dumitale nu intră, că dumneata le încinzi. Ești a putut rău și nu le încinzi. Trebuie să le încinzi eu ușurile. Ce, bă? Ce, bă? Ce ușă? Ce ușă, mă, chiar? Ușurile acolo, unde mă roile. Ai curaj, bă, sau ce, pula, ai primit glas? Cum? Că nu te bag în seamă. Vezi, Petre, că minciuna n-are picioare lungă. Nu-i minciuna, că-i glumă. Hai, dă să vie. Și când alegi și oile, când să-mi dai, nu-mi dai.
Ceau cu dumitale, Nea Didi, ceau. Păi nu știu ce-au în sara asta, dar păi... Le e ciudă că ai lovit tot ce ai putut prin satul ăla pe acolo și ei nu. Dar păi am... Relu nu avea cum, că nu prea umbla pe acolo, Petrea o petână pe vremea aia. Ce râdeți de Petrea? Scade zinii laptele, cum nu au iarbă? Sau scădea oricum? Oricum scădea. Vedeți cât de, cât de ars e așa pământul, tot mai dă lapte. Partea asta dă mai aia, încolo e treabă. Păi ce-a stârlit anul trecut? Mănâncă pe ce-a stârlit? Da, mănâncă pe ce-a stârlit azi pe ova. Lasă de dau dacă dai de cănoță în stâng. Turma mare bogăție, turma mică-i sărășită. Îți cade la filinina și mă la turma mică. Dacă... Turma mare oricum îți multe și s-a dus așa. Ia mai aproape mea. Păi, așa și este, că dacă aveați 200, ce mai mulgeați? Nu mulgeați 40 de litri, mulgeați? Nu. Nu. La zi? Da. Se merită pentru 40 de litri să mulgi? Se merită, 8 kg de brânză. Călăriți. Dar cu cât este mai gras acum? Faceți o comparație față de primăvară. Mi-am pus grad, să știți. Dar așa că ai, trebuie să știți de atâtea ani de ciobănie. La chile face grăsimea și din trai. Iarbă bună de asta. Iarba uscată, nu are mai mult de așa. Și primăvara? Primăvara e lapte bun și are 6. Dacă murge în 2 lapte, are sara 7, că nu-i mic. Ia mă, câine mea. Ar trebui să aibă sara 7 jumate, 8 când are trai bun. Că vin niște ploi și dă o iarbă verde, nu mai pot încega de gras. Nu mai poți... Cum? Nu se mai ceagă de la grăsime. Și așa gras este? Da. Și face 8, 10? Și ajunge laptele de oaie și la 10? Cum a fost anul trecut ploi și o înverzâtă, se teme, mai se încerc. Da, iarbă verde, e tigești așa ca primăvară. Și ce făceați cu el? Uite, încearc dublu. Dublu cear și s-a încercat. Poate mai dă o ploaie, că încă este timp. De ca cu 2 ani sau 3 ani a plouat mult în septembrie. A început din august până după jumatea lui septembrie a plouat, nu? Ia, Didi, dar nu ți-e bun un telefon cu cameră să vorbești cu fata zilnic, să o vezi? Cameră. Are? Are cameră și ăla. Are internet și vrea pe. Muzică, radio, poate să-și pui casetofon. Radio e ce mai bun. Auzi o știre, auzi
tot ce vrei tu. Dar n-am și radio. Auzit, domnul Toader? În anii 2001, atunci m-am dus eu din Câmpul Lung, am mers înapoi la tata în Zărnești. Și chiar atunci se tăiase gazul și încălzirea de la asta centralizată. Trebuia să-ți bagi centrală separat, contor, ca să ai căldură. Și noi nu aveam căldură, nu o băga tata, nu o bani, l-a băgat după și ce-a făcut. Și dădeam drumul la aragazul, că ăla nu ni l-o tăia de la aragaz. Le lăseam alea pornite toată noaptea. Și ne-a dat bunica de aici o pătură făcută din lână, de asta cu ciucuri de aia roșii prin ea, așa, ca design. Când te băgai sub tuna de aia, nici nu mai îți trebuia căldură. Îi putea să-și înzărnești Brașov, era ieri, nu era... Transpirai sub ea. Nu puteai dormi cu gazul pe dacă nu. Ai din bucătărie până la a treia cameră. Ce? E adevărat, așa dormeam, n-aveam ce să... Era... Eu nu puteam, eu și era să perezi ca să... Treaz până să încălzaște și o stângi, drag. Serios? Cazul ăsta e periculos. O adormit să-i sustur butelii. Și a fost cineva și te-o găsit sau? Vezi câteodată faci niște lucruri inconștient, nu-ți dai seama. Nu vreau să se curi, avea mâncare. S-a lăsat pe pat, s-a obțipat, o zi de muncă, dar de căldură îndată cheia să nu. Omule, ai avut șansă, mă. Mi-ai avut zile de la Dumnezeu. Domnul Flaviu, soi selectate care dau lapte până toamna târziu. Poftim? Avem oi selectate care dau lapte până toamna târziu, de-aia mulgem ăsta la. Dar pe nu mai prea mulge nimeni ca așa ca dumneavoastră. Gândiți-vă că omul a mulgeat 200 și avea 8 litri de lapte, dar au spus că o mulți mai devreme. Au zis că avea 200, dar au zis tot e cu lapte. Nu că erau mai multe. Nu mai era, dar au zis că a început din 15-16 martie să mulgă. Dumneavoastră când ați început? Tot așa. Din 15 martie. Adevărul este că sunt toi bune. Dacă dai din martie, aprilie, mai, iunie, iulie, deja 5 luni. Da. Și... Cu sânge, mi-e luă blondă oaia. Este oaie tomnatică, zicea bătrână. Care dă bătrâni. Până taună târziu. Dar să știți că repede, n-am mai auzit pe nimeni să zică să vândă pe alese, măi omul, dă vând 100 pe alese. Dar ce are? Dacă tot ce-s bune, ce să nu vândă? Da, mă, dar ideea așa este, că era domnul Bălean, știi ce spunea? Mă, dacă aș vinde pe alese, este ca și când mi-aș da spuma, măi omule, n-am cum să vând pe alese. Atunci face, vedea ce mai umblu cu ele dacă îi dau cei mai buni la om. Să se bucure clientul. Să-și cumpere ce-i place. O zis domnul că... Domnul cum îi zice? Neluște, l-am filmat în Dâmbovicear, au zis că au mers ei să cumpere niște berbeci de la niște ciobani.
Și prima oară făceau pe proști, să uitau la care erau mai răi. Și vorbeau ăia între ei, bă, dar ăștia nu știu, mai să-i lăsăm pe alese și asta este. Și gata, cât pe bucată, atâta bani pe bucată, zic că, bă, când am auzit asta. Le-am ales, poc, tot ce mai bun. Bă, că era să se bată pe acolo, pe bă. Adevărul este că n-am auzit pe nimeni. Am mai filmat pe un domn și a spus că au avut